și rugați, intrați în rugăciune pentru țară, zice Domnul. Rupați-vă, zice Domnul, că și iată fulgerul care vine, mantele Brancovor va pătrunde să vi-l atrag, dacă nu veți lua Brancovor. Dacă nu veți lua lucrarea Domnului Branco, așa cum o primiți Domnul Branco, greu va fi, zice Domnul. Parole de frate, și veți fi întrebați și voi de ce n-ați făcut-o. Ela mia de Branco, vol, doce trai. Eu sunt acela care păzesc și am păzit. Dar dacă iată nu veți lua lucrurile așa cum le primim, iată veți importa consecințele. Karma n-a consecrat, pentru că și cei mici vor fi afectați. Ca în temele gran și mare vă va fi durerea, părinți și bunici. Parole gran care stați în nepăsare și în prășcovăiți și nu sunteți destul de responsabili pentru lucrarea care vi s-a încredințat. Manacol, viați mele, granța vor. De ce vă luptați voi pentru astea de jos? De ce nu vă luptați pentru lucrarea mea care, iată, am făgăduit că voi lucra? Că voi lucra cu semne și minuni. Dar iată voi stați simță și vă măculiți cu lucrările voastre. Dar iată lucrarea mea, iată lăsată deoparte, treziți-vă, zice Duhul Sfânt, Managran, până vă vorbesc, Carmenogran, să-și multe și roaie de lacrimi și de sânge vor curge, dacă nu vă veți trezi cu adevărat, dacă nu vă veți putura de grădâna, marna posire granta vol. Iau un Domnul care, iată, intru în fiecare cor și iată, verific lucrarea fiecărui. Și au menajat la voi și voi intra la judecată cu corpurile care, iată, mano de Crantovol, nu sunt lumina, ci care sunt o piatră de potignire. Preziți-vă, zice Duhul Sfânt, dacă vreți să mai vedeți lumina zilei, amin.